Cercul pedagogic programat de Inspectoratul Școlar Județean Sălaj pentru data de 30 aprilie aduce o nouă mini-vacanță pentru elevii sălăjeni. Astfel, pentru că vineri este 1 mai, zi liberă prevăzută de Codul Muncii, elevii vor avea o mini-vacanță de joi 30 aprilie până luni 4 mai. Săptămâna viitoare, așadar, elevii sălăjeni vor intra din nou în vacanță pentru câteva zile, pentru că 1 mai, zi liberă prin lege, cade vinerea, iar pentru joi 30 aprilie, Inspectoratul Școlar Județean a programat cercurile pedagogice. Elevii vor beneficia astfel de zi liberă și pentru joi. Mini-vacanța de 1 mai va avea 4 zile pentru ei. Elevii se vor întoarce la cursuri în data de 4 mai și, în perioada următoare, se vor pregăti pentru teze, evaluări naționale și examen de bacalaureat. Vacanța de vară va începe în data de 20 iunie.